Salut la toată lumea, numele este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Build the Battle alături de domnul Rafael. Astăzi din nou căutăm să luăm locul întâi și să devenim profesioniști la acest joc. După cum vedeți, este un român care este master la acest joc, adică este cel mai bun din joc. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă doriți să continuăm seria asta, să strângem măcar 6.000 de like-uri. Dacă nu, ăsta e ultimul episod, Rafael nu vrea să mai facă construcții superbe. Dacă nu strângem măcar like-uri, să fie, să aibă și el o satisfacție că îi apreciați munca aici. Nu se pare că n-avem exact, niciun vecin, avem Rafael, a ieșit toți. Dar mai avem aici, uite, Bombili. Bombili. Ok, hai să vedem. Să facem bufnița aia. Avem făcut o bufniță. Bufnița? Da. Dar care e diferența între bufniță și ailaltă? O știi pe aia cu bufnița? Cu cuveaua, nu o știu, nu o spune. Care e diferența între cucuvea și bufniță? Cucuvea și bufniță? Că sunt amândouă, fac la fel aceleași lucruri. Hai să vedem, facem niște nebunii aici cu domnul Rafael și avem, am spus, români care sunt șmecheri în jocul ăsta. Uite ce face Rafael aici. Și v-aș întreba în comentarii ce să facem, construcții 3D, adică în picioare, să se vadă aici sau să se vadă aici jos. Îmi spuneți în comentarii ce ați dori. Mulți ați spus pixel art, vă plac pixel art-urile foarte mult, iar Rafael aici e profesionist la pixel art-uri. Sunt cel mai profesionist la pixel art-uri. Se pare că asta e și mi se pare că am mai făcut construcția asta acum 2-3 ani. O bufniță cu ochii mari. Se pare. Ba da, Rafael, eu țin minte tot. Pa bună. Deci, haide să vedem. Și ar fi mișto? De ce poartă bufnița ochelari? De ce poartă bufnița ochelari? Mm-hmm. Are verde bufnița? Nu. Lasă-mă în pace, Marius. Nu te mai băga. Nu-mi place așa. E mult prea strident. Vedem aici, am făcut una, două, trei, patru, cinci. Gata, mă, așa. 2, 3, 4, 5. Frumoșanis. Bum, bum. Acum știi ca noastră să fie... Na. Puțin așa mai scuffed. Da, mă, Rafael, las-o așa. Ca de obicei. Cum ia să ia. I-am greșit punem... ochiul, din păcate. Lasă-l așa strâmb. Că asta e farbecul. Ha, Rafael, hai să vedem. Cu ce completezi? Cu ce culoare e? Ia lasă-mă un pic X-Ladere. Că aici face Marta, nu face prosteală. Dacă mai zici o dată, și buvrița. Acum are ochi egali. Hai, las-o așa. Mai avem timp? Nu mai avem timp. Mai avem 2 minute după ce termin. Ok. Zic cu ce completez. Ia liniște. Niște sală. Hai, zic cu ce completez. Hoa mea, că nu e de completat încă. Ce ai? Pune repede blocuri, să completez și după aia să fac ce am eu idee. Așa, fii atent. Pui așa. Pui cu culoarea asta aici. Culoarea asta aici. Asta aici. Asta aici. Fii atent, vreau să-i faci o creacă sub picioare. De pom. Prea e bine, dar mă rog. Completează în stânga, lasă dreapta. Du-te pe stânga, că aici o să fie altfel. Vreau să-i faci o creacă sub picioare. Că stă pe creacă ea. Bagi. Pe creacă. Rafael, vreau să-i faci o creacă. Okay. Aici trebuie umplut cu roșu. Ok. Picioarele cu galben. Să nu știu că nu mai avem tip. Bine că am luat o inițiativă. Ați complit-o aici. Așa, și acum îi vom facem... Dar X-Trader, ai stricat-o! Îi vom face ochianele. După astea 2 minute intrăm în secunde. Da. Aia e problema. Păi și mișcă mai repede X-Trader, că... Tu ai un talent să umpli. Păi normal că am. Ei, spart și asta pe aici, dar n-are nimic. Nu s-a spart nimic. Mă, corpul
Nu știu, cred că e ok cu portocaliu. Păi știi ce? De ce am pus roșu acolo? Trebuie să vedem, că aici nu vine așa. Nu știu ce neva s-a întâmplat aici, rei spărturi, apar, n-am. Așa l-ai pus. Nu mai da vina pe mine, că lumea chiar îl bagă la cap. Înțeleg ce zici. Și faci după să zică că eu din cauza mea nu în locul întâi. Da, 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 înțeleg ce zici tu. Hai să-i facem aici frunte, așa. Bă, dar de ce e cu roșu? Eu n-am mai văzut bubniță niciodată cu roșu. Așa e ea. Hai să facem stepul României aici. Galben, albastru și roșu. Cum era? Galben, albastru și roșu, nu? Uite, băieți, ce patru eu sunt eu. Galben, albastru și roșu. Cred că așa era. Nu mai știu sigur. Doar X-Leader, tu nu știi steagul? Ba, nu știu ordinea culorilor. Ia uite, Rafaele. Ce frumos. Și steag e mă ăla. Steagul României. Hai, haide să începem să votăm. Haide să vedem. Cum e asta, o bufniță? Wow. Eu nu știu. Uite aici în spate. Ok, n-am văzut-o. Ah, nu d-astea. Asta ar merita super, dar... Uite, Rafaele, ți-a dat cineva. Mesaj, ți-am zis că sunt români. Ia uite. De vreau să văd roșu mână. Roșu, abonat, are roșu mână. Abonat, unde e abonatul? Unde e abonatul? Are roșu mână, X-Ladere. Da, normal. Și unde e bufnița? Asta a făcut numai SpongeBob. Care e bufnița? Că asta nu e bufniță niciodată. Hai mă, noi câștigăm locul întâi. Hai să-l vedem pe Ștefan, okay, că e abonat. Ștefan e abonat la noi. Să dăm asta niciodată bufniță în viața mea. Nu am văzut bufniță mai urâtă. Care e bufnița? N-am mai avut timp de bufniță. Cred că asta în pomie. Asta e groaznică. E ok, dar n-am avut timp să o văd. Bă, arată ca un elefant. E ciocănitoarea Woody asta. Nu, nu pot, băieți, e urât de tot. E urât de tot, nu știu, s-a apucat aia să vorbească în chat. O luară razna cu vorbitul. Hai să-i dăm ok, totuși nu pot să-i dau ca la ceilalți pupălice. Ok, boomer. Hai să vedem pe Ștefan. Care, ce lucru la Ștefan, că e profesionist. Aia e și Ștefan. Da? Bră. Am luat locul întâi, Rafaele, uite. Locul întâi. Cine mai place, m-am mai surprins, mai... Locul întâi. Ba da, bă, Rafaele, bravo, mișto. Dar Ștefan care este master la acest joc. El a făcut copacul, Ștefan. Aia, erau doi masteri. Și continuăm cu Ștefan aici, cu abonatul Rafael. Și da, revenim când avem meciul pregătit și construcția pregătită. Băieți, tocmai ce am intrat în joc cu Rafael, din nou cu Ștefan, cu masteri ăștia, Kaito, Ștefan, ia uite-i, numai profesioniști aici. Dar Rafael îi trece pe toți, așa că haide, Rafael, să vedem. Vrei să facem banana pe care am mai făcut-o? Facem banana pe care am mai făcut-o, Rafaele, ca să-i uimim pe ăștia. Că avem concurență aici cu români. Uite, Rafaele. Ok, deci va fi cu yellow, white. Cum ar fi să facem red, o banană în pom? Putem să facem asta? Nu. De ce? Hai să începem. Bă, facem o banană în pom. Nu poți să facem picioare? Ca să facem în pom? Nu. Ok. Avem un proiect, Marius. Mai ambițios. Care nu putem să glumim. Mai ambițios. Sunt chestii complicate aici. Mă văd să mai uit la ăștia. Nu avem aici. Ăștia au pus galben pe jos. Deci, oare de ce au pus galben pe jos? Vreau și o să știu explicații. El aici e stupat. De ce e stupat la ăștia?
Rafaele știau geamurile stopate. Da? Cred că au cumpărat ceva. Eu așa cred. Se poate. Mamă, fii atent aici ce face Rafael. Deci băieți, uitați-vă până la final și spuneți ce note îi dați lui Rafael la banana aceasta. O banană șmecheră, da, de tot va face. Hai să vedem. Prefer your own music? Sau care ți-o dă ei? Ce music? Muzica ta sau lor? A mea. Don't try to leave the plot. Mamă, ce e asta, mă, mâncați? E o banană cu picioare, nu? Da. Ar trebui să o recunoști că am mai făcut-o. Am mai făcut-o mai de mult. Știu ce banană facem acum. Rafael o știe pe de rost că am mai făcut-o. Cu alb, alb, alb și alb. Cred că o știu, banana e celebră. Da. Și probabil, dacă mai face cineva. Atunci acel cineva se mișcă foarte repede la momentul de față. Ce-ar fi, Rafaele, ca la fiecare construcție să punem steagul României? Să fim patrioți? Da. Ar fi ceva, Mariusica. A completat. Da, știu ce vrei să faci. Banana. Știu ce banana vrei să faci. Dar ar fi fost mișto să o facem în picioare și să o punem într-un pom. Ștefan construiește. Vrea să ne facă de râs. Rafaele. Umpli cu roșu, cu alb, alb. Doamne, ce banana făcură ăștia. Bun, acum. Ne ducem aici. Și începem. Văd deja gura. Și ochii. Da, da, da. You know what it is? Așa se zice acum. Mamă, ce făcură ăștia. Uitați-vă și voi, dacă ai o banană și a schis ceva acolo. Bun. E chiar cu galben? Să chinuie, mă. Toată. Cam asta. Da. Uite-te unde am pus eu copacul ăla, să vezi ce fac aia. Am pus-o de-aia de lemn. Văd o față de-aia stupidă. Ți-am zis. Dacă mă grăbesc, pot să mai fac o banană de-aia de cojită. Fă-o! Dacă tu vrei așa, fă-o repede. Dar nu știu dacă mai ajunge timpul. Încerc să o spargem dacă nu reușesc? Da, da, da. Fă-o. Păi că intru în cealaltă. Păi fă-le una în brațele altuia. Să ajung 2 minute tu să faci banana aia. Da, nu ajung. Și ne dau ăștia. Da, n-are rost să ne... N-are rost să ne complicăm. O fac, dar nu 100%, este 80%. N-are rost să ne complicăm, Rafael. Hai să facem, nu știu, steagul României. Fă-i steagul aici. Eu vreau să fac în fiecare construcție steagul României, să arăt că sunt patriot, Rafaele. Galben, albastru, roșu era ordinea? Da. E sigur? Da. Știi că dacă greșim ordinea, nu e așa. Mi se înseamnă că greșim ordinea. Galben, roșu, albastru. Da. Știu că prima era galben, dar nu mai știu culorile cum erau. Galben, albastru, roșu. Asta este. Albastru, galben, roșu? Da. Dar nu va înțelege lumea ce e aia. Vrei să facem dicuri? Nu, stai cu minte. Hai? Așa e mai bine, nu? Culoarea asta. O punem mai evident. Ești tot steagul. Bă, termină mă cu astea. Că-l facem iar, dar termină cu astea. Ți-ai bătut joc de steag. Băi, tu ești sigur că asta e ordinea? Te uitași pe internet să vezi? Nu, Marius, așa știu eu că e ordinea. Eu știam că galben e prima culoare. Cu părul, te uzi la steagul ăsta și nu pare cunoscut. Ia să caut pe telefon. Galben? Adică e așa?
Că lumea se uită pe telefon după. Nu are sens. Albastru, galben, suntem... roșu. Cred că așa e. Uite la asta, cum zici tu. Se pare ți asta România? Rafaele, las-o așa, cum e el. Bă, zici că suntem Uganda. Ăla e steagul. Gata, mă. Băieți, am făcut banana, suntem și patrioti, uitați, numai pentru steagul ăla, dați un like. Hai nu să vedem. Nu știu loc întâi cu asta, dar... Ce banana e asta, mă, cățaș curată? Băi, mișto, dar are... Are... Nu. Nu, spuneți dumneavoastră la această banană, vă rog. Asta nu e banană, e minion. What? A încercat ceva. Dar nu țin pas ăștia cu mine. Mă, uite, tu ai ieșit complete la... version. Mama, mă muscă pe cap. Bă, ne-au dat roșu. Ce facem, mă, plânge ăsta. Cu blavă. Ce râde X-Lader, mă. Mamă, ce e asta, mă, mâncață? Să mă anunți când vine Ștefan, să mă uit ce construcție fac. Asta e Ștefan. Nu, nu. Să mă anunți. Mamă, ce e asta, mă, mâncață, gura ta. Asta e o banană, așa arată o banană. Nu știu ce e. Iar Minion, mă, uite e asta. Ok, are banană Minion, bună, are prea banană galben. Bună. E prea mult galben, dar ce e asta aici? Pare că o ceva urât. Care e banana? Ah, e un copac aici. Dăm ok, yeah. Dar nu pare banana, zici că e altceva. Aștia sunt vecinii noștri. Wow. Asta e albină, nu e banana. Banana long nose. Bă, când vine Ștefan, ne mai întâlni cu Bomb Lady. E ok asta. Dăm după Rafael, că Rafael știe să dea învături. Ștefan. Uite-mă pe lui Ștefan. Ia uite-l, mă. Și de ce are? De ce are față? E ciudat. Da, ok, nu Ștefan, că ia banana okay. La mine. Eu pe ce loc sunt? 2. Doar locul 2. Hai să vedem okay, cine a câștigat. A, a câștigat ăsta. Minionul ăsta. Pe asta îl făceai într-o minut și ceva. O minute era gata. Vezi, mă, o idee simplă câștigă. Hai să mai vedem unul. Da. Mai vedem unul? Normal. Rafaele. Și intrăm direct în meci cu aceiași oameni. Borrowed to... Votează banana. Pencil. Ce votăm? Ce iese aia, votăm. Păi trebuie să votezi înainte, bă, nu ce iese. Paint și pencil. Pencil. Paint. Facem... Zi, ce facem? Mamă, am putea să facem un tablou cu iluminati în el. Așa. Sau alt tablou, ceva, orice, putem să facem orice la Paint. Că e o de-aia și facem tablou pe lângă el. Da? Uite, ești vrei să fac eu o nebunie mare de tot? Ia fai mă, Rafael, o nebunie. Nu știu dacă se mai uită lumea până aici. Dacă mă uitați până aici, scrieți 1808. Să facem nebunie. 1808. Fai mă, Rafael, o nebunie. Asta oricum e zim bonus. Ce culoare e? Mona Lisa? Bejul ăla. E hardened. Nu, e terracotta. Uite ce, vede shout. Mută culoarea asta de pe jos, că o să folosim la paletă. Imediat. Și hai să facem așa, o mică nebunie. Vezi că te zise cineva, de ce câștigi mereu? Te întreba cineva, Rafaele, cum faci dacă câștigi lasă-mi mereu? Lasă-mi pace X-Leader. Cum faci dacă câștigi mereu? Gata, am pus. Rahat, da, mi-ai pus. Rahat pe jos am pus. Mă, ce tot faci acolo? Că nu mai avem, nu mai e loc. Pe plot. Ha, nu mai e loc. Trebuie dus mai la stânga, sparge repede tot. Am și click-ul ăsta de efect, spar mai repede, dublu repede spar eu. Băieți, pentru construcția asta, like-uri multe, pentru uitați, pentru Rafael, a ieșit Ștefan, a renunțat. Mă, când intră Rafael în meci, tu ieși, mă. Da. N-ai cum să-ți dai cu Rafael mai care sens.
Intră în meci. Intră Rafael și a ieșit Ștefan. Gata. A plecat acasă. Renunță, vezi? Oamenii renunță când îl văd pe Rafael, care e prea bun. Rafael i-a dat un bobârnal la o muscă, a căzut pe jos, s-a ridicat și acum vine să-mi pună pe mine. Ai zis că murise. Nu muri, era doar amețită. Da? Și acum veni să se pună nou, de nou pe capul meu. Fudge, man. Trebuia să o eliberez în natură. Ce vrei să faci aici, că nu înțeleg. Ăsta e un tablou? Nu. Fii atent logica lui Ștefan. Intră, alege tema și iasă. Da. Nu o să ne iasă nouă, așa că tai un pic la colțuri. Tai un pic la colțuri, nu mai contează. Așa cât de cât, ok. Vreau să umpli toată asta cu clay-ul acela. Ok. Mamă, o să și fie ceva. Trebuie să mă miști foarte repede aici. Să venim una. Ok, ok, ok. O să fie ceva de umplut. Da. Dar mai bine făceam gaură în plot și făceam aia. Asta. Ia. Liniște, slider. Bă, tu ce faci acolo? Vreau să punem repede brown aici. Vreau să punem un cian repede de tot aici. Un cian. Vreau să venim. Să gândesc pe asta. Venim așa. Rafael, gândește. Venim cu un cian aici. Nu știu, fă-o așa, mai contează. Ok, și mă, ce repede completez, sunt prea bun la completat. Și mai am și mouse-ul defect, că dă click de două ori. Ok, asta umpli cu albastru. Și acum ne trebuie așa. Trebuie un green, un green, un lime. Hai, slider, umple mai repede. Păi umplut cât am putut. Da, mai ai dreptate, nu țin ură ei pasul cu tine, Rafael. Hai că plâng păsările. Că nu luăm locul întâi. Hai să vedem, Rafael. Lime. Ne trebuie așa, blue, cyan. Mai avem două minute, ne ajung? Da. Gata. Dar știi că mai există un mod să, să colorezi pixeli. Da. A, știu ce vrei să faci. Să faci o de-aia de colorat. Da. O acuarelă. Așa. Și ne trebuie red și orange. Dar nu mai încap aici, o punem mai sus. Gata. Nu e și cine știe ce, dar mă rog. Și de ce e strâmb acolo? Ce? Unde? Aici. Da, e aia. Nu mi-a ieșit pensula cum trebuie. Pune tu portocaliu ăla în interior. Care pensula? Unde e strâmb? Ce e strâmb? Pensula. Fuck. Mai pune culori pe ea. Ce? Că mai încă pe aici o culoare. Uite aici. Pune altă culoare, pune roz. Roz pusăși? Da. Da, dar trebuie deschis la exterior și mai închis la interior. Nu, mai închis la exterior.
Punem așa, stai așa că și pune tu rozul în interior. Hai pune repede, că nu mai avem secunde. Ba, umple în interior cu roz. Nu, ce faci? Lasă-l așa, lasă-l așa, lasă-l așa că-l de... Hai bă că e decent. Demoralizăm, o acuarelă, băieți. Asta pare a pensulă, dar nu știu dacă e, de... e pensulă cu albastru. E paint, e... Și ai, la a, asta place, făcut un de la, am înțeles ce vrea să facă ăsta, îi dau, să-i dau ok. Făcut o de-aia pictată. Da, da. Hai să vedem paint-ul. Care e paint-ul aici? Asta. Pensula asta? Bă, îmi place, îmi place. E bună, o să-i dau good ăstuia, că îmi place ideea cu pensula. De pensule, o pensule și acolo e vărsat. Aici ce e? O găleată? Asta a făcut vopsea. Eu înțelesi altceva. Eu înțelesi altceva. Ce? Paint, adică pictură. Nu? Poate să însemne mai multe lucruri, are mai multe de... Uite cum înțeleg asta, mă, hai să-i dăm opinii. Vai departe. Iese curcubeu din asta și dă-te aici splash, foarte frumos, Woody dau lui asta. Mmm, da. Îmi place ideea. Era să zic că nu cum... și ce e asta? Pictura. Scrie ceva. Golden Apple, scrie. Asta n-are nimic special, o să-i dau ok. N-are e nicio okay. Idee și mecheră. Uite, a făcut și ăsta pensulă, dar aici... Uite-o și pe-a noastră. Ăla e cu roșu de când începu plotul. A dat legendary. Opa! Și ai zis că nu e bună, Marius. Mamă, și-am câștigat în prima. What? Mamă, asta e cea mai tare construcția noastră. Păcat că nu se mai uită lumea până aici. 26. Wow. Mamă, e prima oară când luăm legendarii. Ți-am zis că facem nebunie. Mamă, n-am mai luat niciodată. Și mai intrăm într-unul? Nu cred. Ok, băieți, aici e game și noi. Dacă v-a plăcut, apăsați like pentru legendariul ăsta. La revedere.